Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii, sau Sfântul Antonie Sihastrul, cum era numit de către credincioșii din zona sa, s-a născut la sfârșitul celui de-al 17-lea secol într-un sat vâlcean. Evlavios și iubitor de rugăciune încă din tinerețe, Sfântul Antonie a început să viziteze schiturile și mănăstirile din zona sa natală, căutând părinți cu viață duhovnicească îmbunătățită pentru sfat și binecuvântare. S-a simțit atras în mod aparte de schitul Iezerul Vâlcea, un schit care se bucura de liniștea izolării de lume. Cu binecuvântarea igumenului, Antonie a devenit monah al obștii de aici. S-a bucurat în anii săi de formare monastică, de povățuirea și pilda unor părinți duhovnicești cu viață sfântă. A învățat de la ei asprimile nevoinților postului și smereniei, tainele rugăciunii curate și bucuria ascultării. Căutând să-și îmbunătățească viața duhovnicească, Sfântul Antonie cerceta mereu părinții pusnici din zonă. Pentru a-și intensifica viața de rugăciune și nevoință, în anul 1690, alege să se retragă în pustie, la câțiva kilometri mai sus de schitul Iezerul, în muntele cu același nume. S-a așezat într-o peșteră, începând să sape în stâncă cu mâinile sale un mic paraclis. Acesta a fost simțit de către episcopul Ilarion al Râmnicului, chemat aici chiar de Sfântul Antonie. Viața sa din pustie era aspră, dormea foarte puțin, postea îndelungat și își păstra sufletul și mintea ancorată în rugăciune și gândirea la cele dumnezeiești. De experiența sa duhovnicească și de înțelepciunea sa părintească s-a bucurat foarte multă lume. Oamenii veneau de la mari depărtări pentru a se bucura de întâlnirea cu marele Sihastru. Sfântul Antonie primise de la bunul Dumnezeu darul vindecărilor și al înaintevederii. Șederea sa în pustie a durat 28 de ani. La sfârșitul acestora, cândva înaintea anului 1714, Sfântul Antonie a trecut la Domnul. În ultimele sale zile de viață a fost slujit de către un ucenic apropiat, duhovnicul Nicolae Ierei, care i-a și îngropat trupul în apropierea peșterii unde se nevoise. Peștera și bisericuța săpată în stâncă de către Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii sunt astăzi cercetate de numeroși pelerini care primesc astfel binecuvântarea Sfântului.